este ora 9 fix și cam fiecare marți, aproape cam fiecare marți, pentru că ne-am mai întâlnit și joia, o am și în această dimineață alături de mine pe Adriana Badea, Healthy List la Salon Rarea. Bună dimineața, Adriana, bine ai revenit! Bună dimineața! Ia spune-mi, pentru că eu am un păr destul de fin, tu la fel, problema noastră cea mai și cea mai mare este că nu avem volum. Și facem tot posibilul să ne dăm volum, dar cum ne dăm volumul? Pentru că de multe ori, uite, eu, spre exemplu, având matinal, nu am timp. Nu ai timp să te aranjezi dimineața? Nu am timp să mă aranjez dimineața. Este vreo variantă, ca să începem așa, că e mult de vorbit despre părul fără volum și depinde și de lungimea lui, depinde de mulți factori. Deja am învățat de la tine niște chestii și îmi permis să vorbesc. Sunt două posibilități. Ori de seara îți pui niște bigudiuri pe partea de top, ori dimineața înveți să te tapezi. Și cum dorm cu bigudirile alea? Partea de top înseamnă creștetul capului. Creștetul capului, cu care nu dormim cu el. Noi dormim cu spatele și cu lateralele pe pernă. Numai dacă dormi, eu știu, cu capul în pernă, cu un pic de grijă, eu zic că o să îți iese. Deci asta ar fi varianta. Da, sau o coadă efectiv prinsă, dar aproape de breton. Foarte multă lume își face coada, dar spre creștetul capului, spre punctul zero, zicem noi. Da. Dar de fapt ea se face aici sus, se mai numea odată palmier și dacă ascultătorii își aduc aminte că apăruse o modă prin anii 90, da, cu o coadă cu un elastic sau cu ceva ridicat în sus, decât vârful lăsat liber. Nu știu dacă mai ții minte. Ei, cum să nu țin minte, că m-a marcat acea perioadă. Da. Acela se numea palmier, deci în zona respectivă, deci efectiv în creștetul capului se prinde o coadă, nu atât de strânsă cum era acel palmier, bineînțeles. Pentru că riscăm, așa cum ai zis în altă emisiune, să slăbim foarte mult rădăcina părului, părul acela care a căzut să nu mai crească niciodată. E foarte important când părul ne cade să nu ne cadă cu bulb cu tot. Firul de păr este... Noi avem în pielea capului bulbul, cum este la ceapă la ghiocei, de exemplu. Ghiocelul se usucă, zambilele se usucă și pic, dar dacă rămâne în pământ, vor răsări și anul viitor. Exact, da. Același lucru se întâmplă și cu acel bulb care este și în el este folicul. Deci îmi place foarte mult această comparație cu florile, da, pentru că fix așa trebuie să avem grijă într-un fel de părul nostru. Exact, și dau exemplu, dacă tot omul știe de ghiocei și de zambile, că ele înfloresc doar primăvara și te uiți pe timp de vară și pe timp de iarnă, că nu este absolut nimic în pământ, pe pământ cum ar veni, e ceapa în pământ și nu se vede absolut nimic, și primăvara răsăresc așa din senin fără să faci nimic, niște frunze verzi și apoi florile acelea superbe. Alt sfat. Ce mai putem face? De exemplu, cele care au timp sau celor cărora nu le place să doarmă cu bigudiuri. Tapatul este unul dintre, să zic, un lucru foarte important, dar important este să știi să te tapezi. Adică nu se încurcă, se încălțește părul, trasează niște cărări foarte, foarte subțiri, adică maxim de un deget, grosime pe 10 cm lățime, și de la jumătatea firului se pleacă cu pieptenul în jos către rădăcină. Așa se face tapatul, nu îl încurci, dar împingi efectiv firele de păr, adică unele rămân întinse, unele se strâng când vii cu pieptenul către rădăcină. Nu sunt și riscuri, fie să se rupă firul de păr? Se rupe firul dacă nu tapezi, adică dacă șuvița nu ți-e bine întinsă de păr și iei iar foarte mult groasă, iei șuvița groasă, nu reușești să-l tapezi decât îl încurci și atunci poți să-l rupi. Pentru că cu cât este zona mai mare prinsă în mână, adică zona de păr prinsă mai groasă în mână, atunci nu ai aceeași tensiune pe șuvița respectivă. Ai tensiuni diferite, pentru că dacă tu iei 3-4 cm lățime pe 10-12 cm și este dita mai bucata, când ții în mână nu ai cum să ții aceeași tensiune pe șuviță, și în partea, să zicem, de interior, unde ai mâna mai puternic, mai fermă, o să fie mai dur și mai puternic pentru rădăcină, iar în partea cealaltă largă, adică unde este larg, nu se întâmplă nimic pentru rădăcină, dar unde ții foarte puternic și mai vii și mai apeși și cu pieptenul, acolo agresezi și pielea capului și rădăcina.
Ideal este să cu puțină răbdare, că știi cum că este pentru tot aia, trebuie răbdare. Cum e vorba aia, cu răbdarea treci marea, cu răbdare, cu cărări subțiri, ușor, fără să apăsăm, fără să tragem și nici când îl descurcăm, ne apucăm să tragem de cu pieptenul foarte tare. Iar un motiv pentru care se rupe părul este că persoanele care au părul de la umăr în jos, am văzut că efectiv dau dur cu pieptenul în el, da? Deci, sau cu mâna. Ca dar ce recomanzi? Piepten sau perie pentru părul lung? Le recomand pe amândouă în funcție de fiecare cum reușește să se descurce. Dacă vrei să faci o descurcare foarte, foarte bine de la vârf până la rădăcină sau de la rădăcină până la vârf, pot să spun că se face cu pieptenul. Poți să faci prima dată cu peria, da? Ca să descurci în mare, pentru că peria este mult mai mare, deci are o suprafață mai mare și nu este atât de dură precum pieptenul, da? Pieptenul sunt, dinții nu se mișcă, în schimb la perie dinții se mișcă, după cum ai văzut, și atunci când treci peste anumite zone care sunt încurcate, efectiv trece peste și descurcă decât o parte și o parte o lasă nedescurcată, o perie palmă. Ei, iată că îmi imaginam fix invers. Uite ce lucruri interesante învățăm în fiecare dimineață cu tine. Da, pentru că de aceea peria palmă, adică de ce zice perie palmă? Pentru că este lată. Asta este și motivul pentru care zice perie palmă. Ai văzut că este pe un bombeu de gumă, pe un elast, pe un cauciuc bombat, gumat, care efectiv acolo când trecem pe cap nu ne zgârie și și-a forma capului. Și atunci când ajunge în zone încurcate, efectiv le lasă nedescurcate zonele respective. În schimb, dacă vii cu un pieptăn și te apuci și tragi tare, efectiv ai rupt firele de păr. Și nu neapărat le rupi de acolo de unde sunt încurcate, le poți rupe din rădăcină. Adică nodul poate să rămână, iar tu trăgând foarte tare, efectiv îl rupi, îl smulgi cu rădăcină cu tot. Și atunci firul nu se smulge decât rămcul se smulge cu bulb cu tot. Deci nu se cade firul. Este smuls cu totul. Pur și simplu. Da, și el nu este pregătit, adică ceapa firului de pe bulbul respectiv iese cu totul. Revenind la tapat, ce putem folosi pe vremuri, sau cel puțin așa am văzut eu în copilărie, era acel pieptăn cu dinții foarte, foarte subțiri și apropiați. Se mai folosește? Da, acum au apărut și niște perii. Da, este același lucru, cum ar veni. Ai văzut, perile sunt foarte dese și au diferențe de lungime în ele. Și pe care le recomanzi? Care ar fi cea mai bună unealtă pentru tapat? Eu le folosesc pe amândouă. Dacă vreau să folosesc, să fac un tapat foarte ușor, da? Folosesc acea perie cât de grăsimea unui deget, adică are maxim 2 cm lățime, da, și are 10 cm lungime. Are o diferență de păr, dar nu tapează foarte bine, adică deci îți dă mai mult volum, rămâne, am înțeles. Îți dă mai mult volum pentru că nu tapează bine rădăcina. Nu-ți duce bine tapatul până la rădăcină. Eu aș zice că acea perie ar fi bună pentru coafiuri de zi cu zi și pieptenul pentru coafiurile de ocazie. Nu pot să spun acest lucru. Sau nu neapărat. Depinde ce vreau să scot. Dacă vreau să scot un tapat de volum decât la rădăcină pe 2 cm, nu am ce să fac cu acea perie, pentru că peria aia mă ajută pe 10 cm lungime. Adică decât îmi dă volum la păr mai lung, dar pe zonă mai mare. Dacă eu vreau să dau decât un pic la rădăcină, el fiind deja de un centimetru jumate, doi, eu doar atâta. Când eu vin, el nu-mi duce până la rădăcină, pe când un piepten are o grosime de 3 mm. Și se duce mult pe rădăcină, adică îmi coboară fire de păr pe rădăcină destul de presate, de compacte și îmi dă volum, iar restul părului arată ok. Deci e foarte important și aici ce vrem să scoatem. E important să știm ce dorim, ce rezultate dorim să avem ca să știm ce scule folosim. E foarte bine punctat. Imediat după publicitate vom afla dacă tapatul zilnic distruge sau nu firul de păr, dar în câteva momente. Este ora 9:15, am revenit cu Adriana Badea, hairstylist la Salon Rarea, iar înainte de publicitate vorbeam despre taparea părului și o întrebam pe Adriana dacă tapatul zilnic poate distruge firul de păr în timp. Tapatul distruge dacă nu este corect făcut.
Acum m-ai blocat, să știi, pentru că este clar că dacă nu mergem la un curs, că tu promiteai niște seminarii și o să revenim imediat la acest subiect și chiar o să vorbim data viitoare despre asta, anunț cu această ocazie, niște seminarii, niște workshop-uri sau cum vreți să le numiți pentru ceile și cei până la urmă, exact, care nu știu să se coafeze și care nu au timp și care vor să afle și care nu au timp să meargă la salon sau poate nu au suficienți bani să se ducă în fiecare săptămână sau în fiecare zi. E normal să coste mai mult a te duce la salon decât a te face acasă. Exact. Și este... Pentru că plătești un serviciu. Și așa cum spuneai, oricine poate să învețe. Nu e nevoie neapărat de îndemânare, cât de exercițiu. Să înțelegi ce ți se potrivește, să înțelegi ce îți place și exersând automat vei scoate în evidență ceea ce vrei. Ne-ai spus deja cum se tapează corect. Da, acum, deci dacă nu este bine tapat și atunci venim și tragem și smulgem sau tragem, când zic tragem, mă refer să formăm o tensiune mai puternică pe anumite zone de rădăcini, pe anumite fire de păr. Pentru că fiecare fir de păr în parte este separat, nu are legătură cu celălalt fir de păr. Deci ele nu sunt împreună, fiecare fir este cu treaba lui. Și atunci, dacă noi când prindem în mână șuvița, de unele tragem mai tare și de unele mai puțin, automat, făcând același lucru, aceleași zone în fiecare zi cu tensiuni foarte mari, automat zona respectivă devine agresată. Da? Deci, important este să și schimbăm, nu ne tapăm în fiecare zi pe aceleași cărări. Da? Schimbăm un pic, că sunt cărările mai oblice, mai verticale, mai orizontale, mai rotunde, mai ovale, mai circulare. Da? Deci tot timpul schimbăm zonele, nu tapăm în același fel, în aceeași uviță de fiecare dată luată, pentru că formăm o tensiune decât pe anumite zone. Ce putem să observăm când greșim ceva la firul de păr? Acele fire de păr în zona respectivă devin mult mai subțiri în prima fază. Deci ele se subțiază și apoi încep să cadă. Este iară un lucru foarte important. Da? Sunt doamne care se tapează în schimb de o viață, pentru că așa au fost obișnuite. Da, și dacă știu să se tapeze, nu înseamnă că au rămas chilioase. Nu au rămas, n-au rămas într-adevăr, pentru că multe din ele sunt trecute de 70 de ani, asta era moda și așa înțeleg ele că trebuie să ne aranjăm părul, exact. În special cântărețele, nu știu dacă de fapt cu siguranță ai observat, pentru că tu asta observi la oameni în primul rând, exact, coafura. Fără să vreau. Fără să vrei, este defect profesional. Cu siguranță. Și văd că n-au rămas, într-adevăr, n-au rămas fără păr, dar ci drept au și părul mai scurt. Dacă l-avem lung, zic eu că atârnând această greutate a firului de păr, automat, nu ai cum să ai volum. Exact, nu ai cum să ai volum și cred că și dacă îl tapezi e greu să păstrezi acel volum obținut. Ce putem face? Contează cum îl tapezi și contează dacă este filat firul de păr, pentru că dacă avem un fir gros și este și pe fir drept tăiat, nu are cum să-și păstreze volumul. Deci este și păstrează, dar și păstrează un 2 cm, 3 cm. Dacă noi vrem 10 cm înălțime... Bine, și depinde ce vrem. Cam, poate unora dintre noi ne stă bine cu părul drept și fără volum, gen share. Bine, nu lipsi total de volum, cu o diferență foarte mare, adică nu lipi de cap. Da, volumul lui natural este de 2 cm. Dacă un păr este spălat și uscat, asta nu spusărăm și e o chestie foarte importantă. Când ne spălăm pe cap, ideal este să-l uscăm bine de la rădăcină până la vârf. Pentru că atunci când ne spălăm pe cap și zicem, stai un pic că îl uscai, dar mai este un pic pe umed, pe vârfuri, nu mă deranjează cu nimic, nu ne deranjează la modul să ne doară capul sau să răcim, dar apa respectivă nu face altceva decât să ne să ia aplatizeze volumul, să ne aplatizeze părul. Și este bine să-l uscăm cu capul în jos. În jos, da, pentru că uscându-l cu capul în jos, nu facem altceva decât să-i dăm un volum foarte, foarte natural. Știi ce am văzut chiar înainte să vii pe Facebook? Am văzut un tip de a-ți usca părul, o să te întreb dacă este pe bune trucul sau nu, într-o sită. Sită din aceea pentru paste, spre exemplu, da? O sită de bucătărie, îți pui părul acolo în sită, poate așa. Eu nu știu să-i explic bine, nu știu, căutați pe YouTube, da? Da, și sunt foarte susuși... Este un truc bun? Sunt foarte multe chichițe, că acea sită este difuzorul care există pentru coafor. Pentru fenurile pentru coafor, da? Deci există, deci am găsit eu pe net, dar încă n-am reușit să-mi cumpăr la salon. Există acum un difuzor de silicon
care efectiv are o zonă ca acordeonul și nu te mai doare capul de la el, adică efectiv se mulează pe cap. Dar n-am reușit încă să ai tu să... Sunt foarte curioasă. Și legi la fân sau cum? Se pune în capătul fânului. Să știi că eu am ars două fânuri cu o cască pentru uscat părul. Da, tu ai cască din aia care se are un din aia proastă, și... cu alte cuvinte, să știi. Nu, acea cască era pentru fânurile care erau odată alea de se făceau în formă de U. Și aveau zona aia mai lungă pe care venea căldura și da, aveau răcirea în altă parte. Este o cască din China, trebuie să spun asta. Nu înseamnă neapărat vorba ta că e proastă, ci pur și simplu nu este conectată la ce trebuie. Exact. Și mi s-a părut foarte util atunci, pentru că, după cum știi, una din fricile mele cele mai mari este uscatul pe păr. Adică, în momentul în care ai părul lung, este un chin să-ți usuși părul. Mie nu mi se pare. Pentru că nu ai părul lung, de aia nu ți se pare? Nu, nu că n-am părul lung. Adică sunt anumite chichițe care poți să le faci și să-ți fie ușor. Păi hai să le vedem, să le auzim. Păi, de exemplu, cum ai tu părul lung și vrei volum, poți să-ți faci trei cărări de la... Deci perciunele cu bretonul, cum ar veni în creștet, ar fi o codiță. Jumătatea capului, cum ar veni, e foarte greu să explic la radio. Eu înțeleg ce vrei să spui, păi, da. Să fie cum vin căștile noastre, exact, acum. Deci cum vin căștile, ar veni a doua codiță și următoarea, a treia. Uscată foarte, foarte, foarte bine rădăcina, ca să iei cu capul în jos. Lungimea să fie semi-uscată, adică nu uscată. Și vârfurile alea pus pe sunt acele bigudiuri lungi, tubulatură. Adică sub formă fie de burete, fie din silicon. Sau, exact, deci nu contează pe ce vârful, sau pe șosetă, cum am mai spus dintotdeauna. Adică putem să ne coafăm și cu ce avem în casă. Prinsep și dormit până dimineața, tu a doua zi de cât l-ai dat drumul și tu ai volum la păr. Și părul ondulat. Și părul ondulat, care automat, cu cât este părul mai ondulat, cu atât își dă volum, pentru că buclele vin și se împing unele pe altele. Bine, dar noi, de regulă, vrem volum la rădăcină. Deci problema mare la părul fin, la părul drept, este că nu avem volum la rădăcină. Se dă volum când îl pui așa, automat... Pentru că oricum îl prinzi sus. Exact, îl prinzi sus și atunci are un 3 cm 4 volum natural. Iar am mai văzut pe internet și îmi spuneai și tu că o să mă înveți și o să le înveți pe ascultătoarele noastre la cursul pe care îl vei organiza despre cum să ne coafăm singure, da? Da. Trucul cu eșarfa. Da, există și pe YouTube, dar una e să vezi, da, și una e să fie ajutat. Asta voiam să zic, pentru că eu am văzut și aici vreau să fiți foarte, foarte atente. Eu am văzut pe YouTube toate aceste trucuri și multe coafuri ușor de realizat, da, o coafură în trei pași, vizual. Exact, par ușor vizual, dar când încerci să le faci, e ca și cum ai avea două mâini stângi. Dar nu e vorba că ai două mâini stângi, sunt niște reguli și niște tehnici pe care tu nu le vezi ca un om obișnuit. Eu ca profesionist le văd pentru că știu ce înseamnă când duci părul în anumite zone. Tu nu ai de unde să știi ce înseamnă când duci părul de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga. Și tu asta vrei să faci la curs, vreau, practic, exact, să înveți? Să învăț efectiv cum să ții mâinile, pentru că mâinile trebuie să le ții într-un anumit fel. Șuvița să o duci, pentru că contează foarte mult când pui, de exemplu, și pe eșarfă, poți să dai, să aplatizezi creștetul și să fii decât buclat, sau poți să dai volum la rădăcină și bucla să fie mai mare. Dar tu același lucru ai făcut decât l-ai pus pe o eșarfă. Contează cum pui pe eșarfă. Ce cantitate aici este problema, exact. Uite, să știi că am mai încercat un truc, așa cum spuneai, cu o coadă în vârful, acolo unde este bretonul, că nu știu altcumva să explic, și împletită, iar părul meu, într-adevăr, a avut volum, dar parcă cumva era total nearanjat. Adică păi, nu a arătat prea frumos, păi să știi. Nu, pentru că ai venit chiar în față la breton și l-ai venit strâns. Trebuia zona de la breton să fie largă și după aceea coada dată pe spate. Și dată pe spate, am dat-o pe spate, dar da, nu știu, acea împletitură probabil că era prea strânsă. Și strânsă, dar totodată și largă, pentru că n-au ieșit bucle. A ieșit așa ca și cum ar fi un păr nedescurcat. Păi nu iese bucle când îl împletești. Deci nu este o idee bună, da? Depinde ce vrei să scoți. De exemplu, eu am colega mea de la manicură care îi place foarte mult împletitura pentru că îi dă volum, dar iese ca, să zic, wave-uri la această coafură.
Adică este îndoit părul. Nu, dar de câte ori ar fi bine să-l împletim ca să ai și acele wave-uri, că ți-am zis, dintr-o singură coadă, mai greu să scoți cine nu știe ce. Nu se face dintr-o coadă. Împletită. Dar din câte? Minim două. Două pe care le împletești la, între ele? Sau cum nu, faci? Nu, este împletitura spic, nu împletit părul după ce îl prinzi în deci, coadă. Dragi ascultătoare, trebuie să veniți la acest curs, pentru că cred că multe dintre noi nu știm să facem acea împletitură spic și pare și destul de dificil. E de... foarte simplă. E simplă, totul diferența, e simplu. Până înveți. După ce înveți, totul este simplu. Pot să explic coada spic în felul următor. Cine știe să facă împletitura în trei, împletitura clasică, decât vine și ia o șuviță din laterală care nu este împletită. Și adaugă în acea împletitură. Asta este tot secretul. Da, sună foarte, foarte ușor și secretul nu mai e un secret, după cum spui tu, însă este greu de realizat, așa cum spuneai, dacă nu ți arată cineva. Și dacă dar nu și exersezi, noi. Zic eu, pe părul altcuiva. Exact. Eu pot să spun în felul următor. Sunt coafiuri care par atât de simple vizual, dar nu poți să le faci până nu te duci să le înveți. Exact, asta spun și eu. Deci eu la rândul meu mă duc și învăț. Nu văd ceva pe net și este obligatoriu să pot să pun în practică. Pot să mă gândesc și să-mi omor creierul și există șansa să-mi iese, să reușesc să îmi vină ideea și să realizez ce este acolo, dar există și posibilitatea să nu îmi dau seama ce este. Te-am mai întrebat în alte ediții ce părere ai despre șamponul uscat, pentru că cred că ar putea contribui și el la coafiurile cu volum, sau am văzut mai nou prin supermarketuri că există, nu știu dacă fixativ, un spray, mă rog, cred că fixativ era pentru volum pe care să-l folosești zi de zi. Nu știu ce există în magazine, dar pot să spun așa, despre șamponul uscat. Noi îl folosim foarte mult în zonele în care vrem să facem părul mat. Deci când vrem anumite zone să devină mate și nu vrem să mai fie vizuale într-o coafiură, folosim acel spray. Acel spray, dacă este dat pe rădăcină, o dată la nu știu cât timp, nu este nicio problemă și îți dă volum, îți absorbe sebumul, pentru că el este pe pudră de talc. Da, dacă ești brunetă, nu se vede fiind pe pudră de talc? Dacă părul este foarte murdar, se vede. Dacă e nevoie de spălat. Pentru că absorbe și foarte mult, probabil, și exact. Rămâne lipit. Și se face alburiu, da. se vede praful, pentru că grăsimea aia cu praful respectiv nu face altceva decât să se vadă particule albe. Se vede. Părul negru se vede dacă... Dar să știți că vă dau și eu acum un pont. Pe internet există rețete pentru păr brunet de șampon uscat. La fel cum iar mai auzisem că fiind, așa cum spuneai tu, pe bază de pudră de talc, sigur că nu este la fel de comod de utilizat, dar la fel de bine cred că putem să folosim pur și simplu pudră de talc. Da. Iată, dar că se poate. Fie... E și ieftin și eficient. Diferența este de pudra cumpărată cu spray-uri. Una e să fie spray, de exemplu, noi avem spray care este pe bază de gaz, adică e cu totul și cu totul altceva, da. Iar pudra trebuie să fie foarte fină. Da, să nu fie deloc, să fie fină. E mult mai ușor pe bază de spray că o dispersează. O dispersează mai, da. Bine, ți-o împrăște este, mai bine. Este cu totul altceva, dar de multe ori și în multe perioade nu s-au găsit aceste spray-uri. Au apărut în România de foarte puțin timp. Sau da. N-am știut noi de ele, erau da, doar în saloane. Să știi că eu pentru volum... Este o chestie foarte veche. Dacă nu dăm banii pe spumă, toată lumea are zahăr sau sare în casă sau bere. Da? Așa, dizolvat și ce... în apă, tamponat și uscat părul și îți dă volum. Adică vreau să spun chichițe ieftine. Chichițe ieftine, dar eficiente. Revenim după publicitate și cu un concurs, să zic eu. Da. Pentru ascultătoarele care vor o nouă înfățișare oferită de Salon Rarea în câteva momente. Este ora 9:37 de minute. Am vorbit până acum cu Adriana Badea, hairstylist la Salon Rarea, despre cum putem avea volum la păr. Pentru că este ceea ce ne lipsește nouă, celor cu părul drept, fin și evident fără volum. Da? Avem volum doar în prima zi când ne spălăm pe păr.
Și avem un concurs pentru voi, așa cum v-am promis, trebuie doar să formați 0251581044, să intrați în legătură cu Adriana, care vă va adresa o întrebare foarte ușoară și puteți câștiga o tunsoare gratuită în funcție de fizionomie, în funcție de personalitatea voastră. Și cred că veți primi acolo și niște sfaturi în momentul în care veți ajunge, adică cel puțin Adriana vă va spune cu ce fel de tunsoare vă stă bine. Pentru că asta este cel mai important, nu neapărat moda, da? Nu, este moda importantă. Este, pentru că trebuie, da, să fim în timpurile acestea, dar, așa cum spuneai, în fiecare an apar mai multe tunsori la modă, nu este doar nu este o tunsoare. Este o tunsoare potrivită, adusă în anii noștri. Exact, adaptată societății, vremurile. Pentru că nu putem, așa cum spuneam, să mai purtăm acel păr tapat excesiv, cum se purta în anii 80 și cu care au rămas foarte multe. Sau și ca bărbați să avem... observat. Par din trecut persoanele exact, respective. Exact, par din trecut și am mai văzut, bine, la un moment dat apăruse din nou moda asta, bărbați cu chică. Și am mai văzut... Da, ai văzut că nu a avut niciun... nicio continuitate, exact, niciun efect. Nu, n-a avut. A avut un efect urât, zic eu. Mie nu mi-a plăcut niciodată această coafură, dar în fine, până la urmă este vorba de gusturi și gusturile nu se discută. 0251581044 e numărul pe care trebuie să-l formați dacă vreți să câștigați o tunsoare gratuită în funcție de fizionomia, în funcție de personalitatea voastră. Până atunci, Adriana, revenind la părul lipsit de volum, până când se hotărăște cineva să sune, spune-mi ce alt truc mai putem utiliza. Nu știu, ori dimineața, peria ori pe rotativă pentru peria părul rotativă. Mediu. Bigudiurile cu scai sunt iar... trucuri ușoare, bigudiurile calde iară sunt extraordinare. Pentru că spre deosebire de cele clasice... Cele fiind calde usucă. Nu trebuie părul să fie ud fleașcă, pentru că automat cu cât este mai ud, cu atât se usucă mai greu. El trebuie decât un pic umezit. Și cum am spus înainte de putem sare sau de zahăr... Putem folosi acel... nu mi-aduc aminte cum se numește, cu care dispersezi apa pe păr. Spray. Un pulverizant. Un pulverizant, exact, acela pe care îl folosim pentru flori. Poate fi chiar da, cel pentru flori. Poate să fie un pulverizant de la orice parfum care se poate desface, poate fi folosit. Și spuneam mai înainte de zahăr, de bere, de asta. Nu se pune efectiv foarte concentrat, adică nu pui berea simplă. Pentru că atunci când se va usuce, se usucă, se va face ca o făină în cap, se va vede. Trebuie dizolvată cu apă. Când pui un pic de zahăr sau un pic de sare, adică nu îl faci foarte concentrat. Asta este un lucru care vreau neapărat să-l precizez, pentru că am auzit de foarte multe ori, mi-am pus berea pur și simplu în cap și când s-a uscat a trebuit să mă spăl din nou pe cap că eram îmbâxit. Era părul îmbâxit, lipicios. Lipicios, exact. Trebuie un pic pus, adică fiecare trebuie să vadă în funcție de părul care îl are, care este concentrația. Adică nu facem o singură dată, încercăm o singură dată și nu ne-a ieșit și asta este o prostie, înseamnă că nu este bun. Apropo de remedii folosite acasă, vreau să te întreb ce părere ai, că acum mi-a venit în minte, că pe vremuri noi când nu găseam, când eram în liceu, știi ce vremuri erau atunci, nu găseam nuanțatoare și atunci ne coloram părul, cele care aveam părul un pic mai deschis, cu albastru de metil, violet de gențiană sau le amestecam între ele pentru a da acea nuanță mult dorită de gri, blond gri. Exact. Ce părere ai? Sunt sigure? Sunt sigure, dar usucă foarte mult părul, că dacă e să luăm produsul în sine, albastru de metil, este violet dezinfectant. Dezinfectant, asta ce face de acel dezinfectant? Usucă. Cum deci nu l-ai recomanda pentru că părul uscat devine și casant. Exact. Nu că nu-l recomand niciodată. Că lăsește o singură dată o dată pe an și părul este natural, nu înseamnă nimic. Dar dacă faci acest lucru ca un obicei la fiecare spălat sau și cantitate mare, adică pui o sticluță sau ești vopsită blondă și îți pui albastru de metil sau violet de gențiană sau carmin, că și erau persoane, și carminul era folosit pentru păr roz. Roșu. Uite, acum roz, le dau roșu. Idei da. Ascultătoarelor. Deci contează foarte mult și orice lucru care este bun, folosit în cantitate foarte mare, nu mai este bun, devine distrugător.
și fixativul și spuma, cât de bune ar fi ele, cât de scumpe ar fi ele sau cât ar fi el de natural, se vopseau înainte, de exemplu, cu frunze și cu nuci când erau nucile micuțe. Da, că au iod și cu iodul, cafea mi-aduc aminte că... Și cu cafea că... ca să închidă, da, adică da. Orice lucru care este folosit odată nu înseamnă nimic, nu-ți distruge părul, adică părul nu se distruge folosind odată o chestie, decât dacă folosești foarte mult și foarte des. Și până la urmă, dintre aceste soluții naturale și cele chimice, nu știu, nuanțatoarele, pentru că aici vorbim de nuanțatoare când vrem să schimbăm, da, nuanța părului, soluții care se duc după 2-3 spălări, dacă pe care le-ai recomanda? Deci dacă mă întreb pe mine între albastru de metil, violet de nențiana, sau pliculeț carmin, din sau... acela care se găsește într-un magazin de profil? Aș prefera pliculețul. Pentru că este mai bine gândit, este gândit pentru, deci, păr. Deci el este gândit pentru păr, iar el nu usucă, el are și tratament. Nuanțatoarele de regulă sunt decât să deschidă un pic cuticula și să coloreze, să rămână un pic în cuticulă. În schimb, albastru de metil, violetele nu sunt, ele sunt pentru a usca, desfac cuticula, intră și efectiv o lasă uscată. Ele nu sunt pentru păr, nu sunt, dar pentru într-adevăr ceva. Pentru acea perioadă când nu se găseau, au fost la vremea lor foarte, foarte utile. Și așa cum spuneai, dacă folosim foarte puțin, nu știu, o picătură doar pentru a nuanța și din când în când, cred că nu face nu totuși face. Rău. Deci, asta îi spuneam, deci atât timp cât este folosit rar, automat nu se întâmplă nimic. Dar dacă folosim și mult și des, automat... Însă acum nu am mai avea motiv să folosim așa ceva, pentru că se găsesc pe toate drumurile aceste nuanțatoare și sunt și la niște prețuri foarte convenabile. Părerea mea rămâne în continuare că ce este pentru păr să fie folosit pentru păr și ce este folosit pentru a dezinfecta o plagă să folosim pentru a fi dezinfectat o plagă. Lucrurile s-au delimitat în timp în toate domeniile. Hai să mai spunem încă o dată numărul nostru 0251581044. Dacă vreți o tunsoare gratuită, dacă vă faceți curaj și ne răspundeți la o întrebare foarte ușoară, premiul poate fi al vostru. Până atunci să ascultăm Maroon 5, Don't Wanna Know. Am avut-o alături de mine și să sperăm că veți suna și veți intra în direct cu ea pe Adriana Badea Hairstylist la Salon Rarea. Iar vreau să vă povestesc înainte de a încheia întâlnirea noastră de astăzi, pentru că săptămâna viitoare va fi... Avem un telefon și povestesc după aceea că este foarte frumos ce vreau să vă povestesc. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Care este numele dumneavoastră? Gabriela mă numesc. Gabriela, acum sunteți în direct cu Adriana Badea, care vă va adresa o întrebare și în funcție de răspunsul dumneavoastră puteți câștiga tunsoarea oferită de Salon Rarea. Bună dimineața! Da. Întrebarea este foarte simplă. Mă auziți? Nu vă aud. Trebuie să închideți radioul. Sunt la serviciu, e zgomot. Ieșiți puțin afară pentru că trebuie să ne înțelegem ca să intrați în posesia premiului. Îmi cer scuze, dar nu pot să fac chestia asta. Haideți să încercăm, concentrați-vă un pic. Adriana, adresează-i doamnei întrebarea și să vedem dacă te aude. Mă auziți acum? Până dimineața? Da, vă aud. Ați ascultat emisiunea? Da. Bun, dacă puteți să ne răspundeți ce metode de volum am zis eu sau ce metode folosiți dumneavoastră pentru a da volum părului? Nu înțeleg. Ce metode de volum folosiți dumneavoastră? Păi eu îmi pun biguliurile. Foarte bine. Am un păr scurt și noaptea pun biguliuri. Și foarte reușiți bine. Să dormiți cu ele, felicitări. Adriana, eu zic că doamna a câștigat, mai ales merită. Că ne-a sunat, adică așa cu un pic de frică de șef, n-a mai interesat-o nimic, ne-a ascultat în timpul serviciului, ați meritat premiul, rămâneți, vă rog, în telefon, nu închideți, pentru că trebuie să ne spuneți datele personale. Maroon 5 avem în continuare, Don't Wanna Know. Adriana, îți mulțumesc și te așteptăm cu săptămâna viitoare aici pe 103,6 FM. Până atunci să te hotărăști și când vei începe seminarul, pentru că asta va fi următoarea temă.